Asta cred că este mult mai ușor. Eu poate documente, dosare. Iată, revenim la aceeași poveste. Dacă nu știm, m-am întrebat pe toți, Doamne ajută. Cei care nu mă cunosc, sunt președinta școlilor sanitare Sanity Bacău, Sanity Comănești și Ana Aslan Onești. Lăcrămioara Mocanu mă numesc. Și vă urez bun venit în noul an școlar 2018-2019 a celor trei școli sanitare din municipiul Bacău. O să spun pe scurt așa că mulțumesc invitațiilor și o să revin cu rugămintea de a-mi da permisiunea să invit alături de mine pe domnul dr. Cotârleț, care este un pic în criză de timp, și să vă urez un an școlar bun.
face o deosebită plăcere să mă găsesc în municipiul Onești, de spitalul de aici mă leagă o amintire plăcută. Nu vă spun în ce an eram stagiar, primul an de stagiatură, prima carte de muncă scrie spitalul Onești pe ea. La vremea aceea, un spital extraordinar. În secția de chirurgie, din 6 chirurgi, 4 erau doctori în științe medicale. Și vreau să vă spun că să faci un doctorat în acea perioadă era, bineînțeles, înainte de 89, nu era deloc simplu. Mă bucur că sunteți aici destui de mulți viitori asistenți. În viziunea mea, actul medical nu se poate face decât în echipă și vorbesc prin prisma chirurgului. O operație foarte bine făcută din punct de vedere tehnic poate avea un final mai puțin dorit dacă această echipă formată din medici, asistente, psiholog, kinetoterapeut și, bineînțeles, celebra infirmieră, care știe tot așa, nu-și face fiecare pe bucățica lui și în ansamblu datoria. Îmi cer mii de scuze că voi trebuie să plec, tot pentru o treabă medicală un pic mai departe spre Paris. Vă urez mult succes în nou an școlar, având o asemenea directoare și având, bineînțeles, sprijinul domnului primar al municipiului Onești și al inspectoratului județean școlar. Sigur, succesul va fi de partea dumneavoastră. Vă mulțumesc și o zi frumoasă! Doctor, după cum bine știți, pentru cei care nu-l cunosc, și anume Bobocei, domnule doctor, este managerul spitalului din Moinești. Dincolo de managementul dumneavoastră, este și cadru didactic, profesor universitar doctor la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Domnule doctor, eu personal vă mulțumesc pentru parteneriatul care îl avem cu cele 3 școli ale noastre la nivelul spitalului Moinești și deschideți porțile, fiindcă aici la Onești avem absolvenți foarte buni, da? Și anunțați posturile cât mai curând, fiindcă nu doresc să stea acasă. Mulțumim frumos! Revin la protocolul nostru și vreau să urez bun venit invitaților noștri și o să încep cu gazdele dumneavoastră din această zi și țin să-i mulțumesc foarte tare domnului primar Gafiuc Nicolae, primarul municipiului Onești. Mulțumesc, domnule primar! Mulțumesc că ne-ai găsit de peste 4 ani în orașul dumneavoastră. Mulțumesc frumos pentru această frumoasă locație pe care eu personal nu am cunoscut-o până în aceste zile. Nici nu m-am așteptat că Onești are un amfiteatru atât de frumos. Să știți că rugămintea mea personală este să-l măriți, fiindcă noi vom mări efectivul. O să rog să vină alături de mine colega mea Crina Clima și ca semn de recunoștință pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, venim cu un simbol și anume cu o plachetă din partea școlii noastre, din partea Consiliului de Administrație al școlii și dorim din tot sufletul să găsim tot sprijinul dumneavoastră în orașul dumneavoastră și nu numai. Și mulțumesc pe această cale, în numele elevilor noștri, pentru întregul parteneriat al municipiului Onești. Mulțumesc frumos! Bună ziua, mulțumesc în primul rând, bună ziua tuturor! Iată un moment, spun eu, important pentru comunitatea noastră. Îmi pare rău că domnul director nu a mai putut rămâne, pentru că să știți că este unul dintre cei mai importanți oameni din medicină pe care îi avem în județul Bacău, un manager de excepție, cred eu printre primii 5 manageri de spitale din țară, un om care nu este doar manager bun, ci este și un chirurg foarte bun.
Astăzi suntem bucuroși să fim gazda unui început, unui prim pas pe care dumneavoastră îl faceți într-o instituție de învățământ din municipiul Bacău, a cărui finalitate va fi undeva, cred că peste 2-3 ani. Și vă spun că adresabilitatea postului scoase la concurs de către unitatea medicală din municipiul Onești este destul de generoasă. Nu am idei dacă cunoașteți că Spitalul Municipal Onești este cel mai mare angajator din municipiul Onești. Are peste 750 de angajați. Bineînțeles că anual ies la pensie medici, asistenți medicali, infirmiere și personal din administrație, așa că locuri de muncă sunt și vor fi. Procedura de selecție a angajaților, bineînțeles că o face structura Spitalului Municipal. Eu țin să o felicit pe doamna director, Mocanu Lăcrămioara, pentru că, în primul rând, pentru determinarea dumneaei și vă spun că a insistat, pozitiv vorbind, foarte mult ca împreună să organizăm evenimente și, în primul rând, să organizăm acest început de an școlar. Eu vă mulțumesc pentru această distinție, mă onorează. Să știți că municipiul Onești are deschidere către toți cei care doresc să organizeze o formă de învățământ sau alta în municipiul Onești. Avem aceeași deschidere față de toți cei interesați. Sper ca dumneavoastră, după studiile pe care le veți urma la Sanity, să vă găsiți menirea și îmi doresc să vă găsiți în municipiul Onești. Asta este ideea. Mi-aș dori să fiți niște cadre medicale bune. Vedeți că acum salariile în sistemul de sănătate publică au crescut, spun eu, foarte mult. Medici pot obține până la 23.000 de lei salariu, bani în mână. Asistentele medicale pot obține cel mai mult, știu, în Spitalul Municipal Onești, până undeva la 7.000 și ceva de lei, bani în mână. Și primarul are 7.000 de lei, bani în mână. Adică putem să fim pe același palier, dacă învățați bine și dacă o aveți rezultate bune. Eu sper să vă mobilizați și într-un final să ne regăsim, nu în calitate de pacient, cadru medical, ci în calitate de primar și colaborator. Vă mulțumesc foarte mult și mult succes! Mulțumesc mult, domnule primar, și vreau să informez invitații noștri, elevii noștri, pentru faptul că noi suntem de 4 ani în Onești, pot să mă consider cetățean al municipiului Onești, fiindcă plătesc taxe și impozite la primăria Onești. Încă de 4 ani și o să spun că de la noi, de la școală, sunt la ora aceasta circa 170 de absolvenți, cadre medicale. Prima serie a fost anul trecut, și o parte din ei îi văd astăzi aici în sală și țin să le mulțumesc pe această cale și mă mândresc cu ei. Pot să amintesc acum măcar câteva nume. Dorina Țiguleac este un model demn de urmat. A fost șefa promoției anul trecut la asistent medical de farmacie. Îți mulțumesc, Dorina, și te aștept între rândurile noastre de să faci parte și din corpul profesoral. Eu ți-am lansat această invitație încă de anul trecut, încă te mai aștept. Locuri sunt, elevi avem, sunt circa 200 de elevi la școala sanitară Ana Aslan, care de astăzi va prelua numele de Sanity, fiindcă suntem 3 școli surori, avem toate documentele depuse și toate aprobările admise. După cum știți, avem o locație nouă, nu știu dacă o să ne fie și suficientă, mai apelăm la domnul primar și cu bunăvoința dumnealui vreau ca în fiecare lună, măcar o dată pe lună, domnule primar, acest amfiteatru să fie plin, va aduc cursuri gratuite aici la Onești, workshop-uri, fiindcă acești copii minunați, acești oameni extraordinari, nu au rost să facă naveta la Bacău. Dacă ne cedați acest amfiteatru, această aulă superbă, în fiecare lună va fi un eveniment gratuit, atât pentru profesori, cât și pentru elevii școlii noastre. Vin cu deschidere și cu intenții foarte bune.
așa cum v-am spus, cu noua locație care, pe care am achiziționat-o în numele școlii de numai 10 zile și astăzi cumva îi deschidem porțile. Imediat după acest eveniment. Vreau să merg mai departe și să aduc mulțumire Inspectoratului Școlar Bacău și avem astăzi alături de noi pe doamna inspector Ana Maria Rotaru, trimisă delegată și pot să spun că doamna inspector este echipa Sanide. Așa este. Bună ziua! Stimată audiență, dragi colegi, dragi elevi, și în primul rând, dragă la Crămioara, mă bucur să revin în... Ești singura care mi-a oferit două începuturi de an școlar. Sanide Bacău și Sanide Rănești. Mă bucur să fiu aici, am atât onoarea cât și plăcerea să reprezint, desigur, Inspectoratul Școlar Județean Bacău din perspectiva Inspectorului pentru Învățământ Particular și Alternative Educaționale, dar mai ales sunt aici, alături de Lăcrămioara, ca și prietenă. Și chiar dacă am mai spus asta, când lucrez la rețeaua școlară, la documente, sigur că de acele trei școli Sanity sunt școlile Lăcrămioara Mocanu. Și când spui Sanity, spui Lăcrămioara Mocanu, dar când spui Lăcrămioara Mocanu, spui mai mult decât Sanity. Spui așa, energie, deschidere, colaborare, profesionalism și lista, sigur că da, poate continua. Uitându-mă aici, văd că sunt o grămadă de oameni care cu siguranță reprezintă câte ceva pentru tine, fiecare în parte, și pentru fiecare în parte, probabil tu reprezinți ceva de ei, sunt astăzi aici, ca și mine. Și mă uitam așa că, de fapt, tu ce faci este să construiești, să te construiești și să îi construiești. Un început... cu mult noroc îți doresc. Și eu îți urez și mult succes în noua școlar. Te pup! Mulțumesc mult, doamna inspector, și înainte de a trece la următorul invitat al nostru, căruia îi mulțumesc, vreau să invit pe părintele alături de mine, da? Să ne dea binecuvântarea și... să ne ureze un an școlar așa cum simte dumneavoastră. Ca orice început, creează și aduce emoții. Fiind un început frumos, un început plăcut, spunea o sfântă rugăciune că este bine ca totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu. Unde El, cu harul Lui, niciun lucru nu e greu. De aceea, mulțumesc doamnei directoare, mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru prezența mea aici și am venit cu mult drag pe fugă, pentru că vin de la Sfințire, de Biserica de Mântuitori, că acolo. De aceea îmi fac rugăciunea împreună cu dumneavoastră și apoi îngăduiți-mi ca să mă pot retrage. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să spunem, vă rog frumos, împreună. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vitrean. Amin. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, care cu chipul Tău ne-ai cinstit pe noi oamenii
și ne-ai îmbrăcat cu voie de sine stăpânitoare. Cel care a intrat în biserică la înjumătățirea praznicului și a învățat pe oameni încât se mirau popoarele și ziceau de unde știe acesta Scriptura nefiind învățat. Și David grăiește, veniți fiilor, ascultați-mă pe mine și vă voi învăța pe voi frica Domnului. Cel ce a învățat pe Solomon înțelepciunea, Dumnezeule a tuturor, cuvântule, împărate a tuturor, deschide sufletele și inimile, gurile și mințile, rudelor tăi, elevi, ca să priceapă și să învețe și să facă voia ta și ferește de toată ispita cea diavolească, păzindu-i în toate zilele vieții lor și făcându-i să sporească totdeauna în toate poruncile tale, pentru rugăciune preacurate Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre și unui ție mărire te înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântarea Domnului Dumnezeu să fie cu noi cu toți. Amin. Doamne, ajută și succes! Vă mulțumesc! Să rămână părintele, mulțumim frumos! Sper că an de an să fiți cu noi, să fiți alături de noi, să fiți echipa Sanity. Mulțumesc, părintele! Și o să încerc să merg mai departe, să adresez mulțumiri unor persoane dragi școlii noastre, dragi instituții pe care eu o reprezint și o să invit alături de mine pe doamna profesor doctorand Dorica Buță și să-i adresez un sincer și călduros mulțumesc pentru perioada în care doamna a fost cu noi, a fost în echipa școlii, dar din în motive. Școala doctorală presupune mai mult efort. Doamna s-a implicat și în alte activități și este în echipa Sanity, fiindcă mi-a trimis la înscriere peste 20 de elevi până acum. Mulțumesc frumos, doamna director, și Crina, dacă mă ajuți un pic, ca semn de recunoștință, instituția vă acordă o distinție. Mulțumim frumos! Mare drag, sunt venit aici din admirație și din respect. Doamna este un om pe care îl prețuiesc. E un om care mă încarcă. Și am venit aici cu toată inima și cu tot gândul meu. Iar pentru doamna, gândul meu spune admirație și respect. Pentru dumneavoastră, gândul meu spune să aveți încredere și putere de muncă. Iar pentru toți, gândul meu spune să fiți sănătoși și să aveți împreună lucrare ca să vă convinge și să convingeți că sunteți oamenii care lucrați cu cel mai frumos dar dat de Dumnezeu oamenilor. Sănătatea. Să vă ajute Dumnezeu să aveți o viață sănătoasă și să dăruiți o viață sănătoasă. Mulțumesc! Sunteți echipa Sanity și rămâneți echipa Sanity. Mulțumesc frumos! Și merg mai departe și vreau să invit alături de mine pe o colegă dragă mie, mi-a fost și studentă, este vorba de Carmen Dumitraș, este acolo. Carmen, te invit alături de mine. Și ca semn de recunoștință, școala și instituția noastră îți oferă o distinție. Urmează, doamnă Dorica, să ajungă și la dumneavoastră. Îmi fac observații că e la mașina. Haide, Carmen, alături de noi. Îți mulțumesc pentru tot sprijinul acordat pe parcursul celor 4 ani și îți doresc să fii alături de noi, să rămâi cu noi și pentru intensa colaborare care a avut loc între noi. Mulțumesc frumos! Doamna Măcanu, vreau ca distinția mea să rămână prietenia dumneavoastră și să fiți el. Sunteți doctoranda mea, doamna profesor, așa că ne mai gândim să vedem dacă. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc frumos!
să vă doresc și eu un an nou școlar bun. Doamna președintă mă pune din nou în situația de a avea emoții foarte mari. Vă mulțumesc pentru colaborarea de a fi 2 ani director la școala dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru tot. Regăsesc în sală și elevii care ne-au fost alături și mai noi și mai tineri și mai vechi și mai noi. Vă doresc mult succes și mulțumesc pentru tot, doamna președintă. Și aș fi vrut să merg mai departe. Suntem în așteptarea doamnei profesor Dorica Șerban, a domnului profesor Iordăchescu, mi-au promis că ajung, dar noi o să trecem până atunci la momentul următor și vreau să vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră, elevilor, care v-ați pus încrederea în mâinile noastre, în echipa școlii. Și pentru a mă ajuta un pic ca și istorie, îl invit alături de mine pe domnul doctor Rebeleanu Codrin, care a fost și cadru didactic o perioadă și aici la Onești, să ne spună un pic istoria școlii, dacă ne vrea dumneavoastră să ne ajute. Este și vicepreședintele Asociației pentru Promovarea Învățământului European Bacău și suntem finanțatorii acestor frumoase proiecte. După cum bine știți, domnul doctor este și medic legist, o perioadă l-a legat Oneștiu. Sper că acum revine cu drag aici la Onești, da? Și bine că ați scăpat și nu mai faceți anatomia cu dumnealui, că vă mânca, să știți. Bună ziua! Sunt onorat să vorbesc în fața unei asistențe atât de numeroase, dacă ar și la cursurile mele ar fi atâția studenți, ar fi foarte, foarte bine. Așa, sunt și cadru didactic universitar la UMV Cluj. Și o să încerc să vă spun cam cum a început situația, sau cum s-a ajuns aici cu școlile sanitare, post-liceale Sanity. În urmă cu 7 ani, doamna președintă Lăcrămioara Mocanu, să mă refer la dânsa în continuare ca simplu Lăcrămioara, ca să scurtez discursul, a venit cu o idee. Hai să înființăm o școală sanitară post-liceală. Sincer să fiu, eu am fost reticent. Am spus că este plină lumea de școli sanitare post-liceale și că încă una nu-i văd rostul. După care am început să analizăm situația generală, mă refer din învățământul românesc, nu fac referire la o școală sanitară. Și am constatat că multe din instituțiile de învățământ din România sunt ceva ce nouă nu ne-ar place să coordonăm. Și ne-am gândit că oarecum am putea să înființăm noi ceva care în primul rând să ne placă nouă, iar ca să ne placă nouă înseamnă să le placă tuturor celor implicați în activitatea respectivă. Și prin tuturor celor implicați vreau să spun că există un singur element, unul singur, fără de care activitatea de învățământ nu poate exista. Aveți vreo idee care este acel unic element? Nu profesorii, nu spațiu, nu programă, cursanții. Cursanții pot să învețe și unii de la alții minori. Studenți, elevi, cursanți, cum vreți să le spuneți. Deci dacă lor le va place ceea ce încercăm noi să facem, ne-am spus, înseamnă că ne va place și nouă. Am înființat inițial școala din Bacău și încet încet am ajuns de acum 7 ani cu o școală, am ajuns acum ca în cadrul Asociației pentru Promovarea Învățământului European să existe 3 școli, le-a numerat doamna președintă, 3 școli care în momentul de față însumează aproximativ 1000 de cursanți. Până în prezent s-au totalizat 425 de absolvenți ai acestor școli. Majoritatea lor lucrează în sistem. Nu neapărat în cel românesc, pentru că cursanții au avut și oportunitatea unor cursuri, unor stagii de pregătire în străinătate și, de asemenea, li s-a facilitat atunci când ei au dorit să-și găsească posturi în străinătate, li s-a facilitat prin niște programe de parteneriat pe care asociația noastră le desfășoară cu Germania, de exemplu.
și s-a facilitat găsirea unor posturi acolo, absolvenților noștri. Ce pot să vă spun este că către Boboci, așa un cuvânt de suflet, n-ați intrat într-o fabrică de diplome. Ați intrat într-o activitate serioasă și într-o activitate care vă va pune la muncă. Eu nu vreau ca peste 20 de ani, când voi chema smortul că am făcut un infarct, să mă gândesc, oare vine asistentul pe care l-am trecut pe o frumos sau vine la care am învățat. Meseria de asistent medical este o meserie de maximă responsabilitate. Medicul care are senzația că poate să existe și să lucreze fără asistent medical, înseamnă că n-a încercat niciodată asta. Vă încheie urându-vă succes și spunându-vă că da, sunteți norocoși că nu faceți anatomia cu mine, pentru că vă era mult mai greu. Mulțumesc frumos, Codrin, și așa cum spunea și Codrin sau domnul doctor, cum vreți să-i spunem, că de multe ori dumnealui spunea la elevi în sală, vă rog să-mi spuneți Codrin. Avem la ora aceasta 1000 de elevi în cele 3 școli sanitare și peste 420 de absolvenți, deci în 6 ani de zile însumăm 1420 de elevi. Eu o să vă transmit un mesaj la școala din Bacău. Vin din toată țara. La școala din Bacău vin foarte mulți elevi din afară. Domnule primar, anul acesta nu mai avem timp, dar promit că anul viitor veți avea 2 clase de elevi din străinătate aici la Onești, în condițiile în care dumneavoastră ne-ați sprijini să găsim o locație pentru cazare, deci un cămin cu un preț ca pentru un elev. Ei și-au manifestat dorința de a veni din acest an, dar având în vedere demersurile noastre cu locația, cu alte proiecte care le-am avut în derulare, am amânat acest proiect pentru anul următor și atunci când am venit la primărie, am dorit foarte tare să discutăm și despre acest proiect sau măcar să revin asupra discuției legate de acest proiect în cel mai scurt timp. Deci 2 clase însumând 80 de elevi, fiindcă la noi o clasă înseamnă 40, da? 40 de elevi, să-și găsească locul la școala sanitară post-liceală Sanity Onești. Pentru acest lucru, să știți că avem nevoie foarte mult de comunitate, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră ca și instituție și dacă îmi dați girul, demersurile pot începe încă de pe acum. Mulțumesc frumos! Să știți că, așa cum spuneam, am avut 2 serii de absolvenți, absolvenți foarte buni și spun și la Bacău, avem o serie de voluntari aici în sală care au venit astăzi să sprijine deschiderea și Bobocii de la Onești. O să spun că Oneștiul în acest an, ca și pregătire, a luat locul întâi și la examenul de absolvire vorbesc, da? Și o spun cu toată forța, cu toată puterea și cu toată seriozitatea, iar acest lucru s-a datorat unor cadre didactice extraordinar de valoroase, pe care noi le avem la Onești și o să încep prin a chema alături de mine pe doamna profesor nursing, Lenuța Ambrozie. Să știți că dumneavoastră ați scăpat de domnul doctor Rebeleanu, dar pot să spun doamna profesor, peste cine ați dat, da? Elevii știu foarte bine că doamna este perfecționistă, este severă, dar în acest an a adus gloria la Onești, copii foarte buni,
Acum, ce să vă spun, cu multe note de 10, ei sunt un pic supărați, fiindcă lor nu le place media de 9,80, domnule primar, ce spuneți? Deci mulți care au luat 9,80 sunt supărați pe mine. Ei spun, doamna președintă, noi suntem mai buni. Și ei au venit să mă părască la doamna profesor. Felicitări, doamna profesor, după cum bine știți, doamna este și șefa catedrei de nursing, vine cu o practică extraordinar de frumoasă, lucrează în Spitalul Onești și copiii atât m-au rugat, doamna profesor, să nu plecați niciodată din școala noastră. E rea, doamna profesor Ambrozi, dar e perfectă. Această meserie, pentru că este o meserie frumoasă, cu o misiune nobilă. Și, în primul rând, vreau să spun și celor și bobocilor, da? Un an nou, un an nou bun, da? Am și o emoție, mă scuzați. Mesajul meu către dumneavoastră este acela, să vă faceți meseria cu iubire de oameni, cu pasiune și credeți-mă că acest lucru vă va fi răsplătit înmulțit, da? Vi se va întoarce cu multe mulțumiri. Așa cum spunea și un mare filozof, unii oameni sunt foarte obosiți să ne arate un zâmbet, dar mai bine acel zâmbet să-l dăruim noi. Vreau să vă mulțumesc încă o dată, pentru mai ales celor care au terminat anul 3, să-i felicit pentru rezultatele pe care le-au avut și, și celor care acum urmează să fie anul 3, le doresc și lor să aibă aceleași rezultate și să mă mândresc cu ei, fiind și dirigintele acestei clase, așa că nici nu punem în discuție. Mulțumesc frumos! Am să vă rog să rămâneți aici alături de mine și o spun cu mândrie. Vreau să-i mulțumesc că chiar dacă astăzi nu a reușit să ajungă alături de noi, doamnei profesor Andreea Buftea, profesor de nursing. Și să-i transmiteți că vom merge și la nunta dumneai cât de curând, da? Mulțumesc frumos! Merg mai departe și vă invit... Rămâneți, doamna profesor, rămâneți! Să vă vadă copiii noștri, să vă vadă domnul primar, să știe ce oameni valoroși are aici la Onești. Vreau să merg mai departe și să o invit alături de mine pe doamna profesor Burlacu Stoica Cristina, care a scos glorie, doamna profesor, nu știu care e secretul Oneștiului, dar la nivel de Onești sunt asistenți medical de farmacie foarte buni, foarte buni. Și în acest an și acum 2 ani, cu sprijinul doamnei profesor, ați adus cei mai buni specialiști și la Bacău și la Onești, fiindcă o parte au venit către Bacău. Dacă vreți să le spuneți câteva cuvinte. Încep așa, prin a spune o poveste. Sunt asistent de farmacie, da. Dar am spus așa, a fi asistent de farmacie nu înseamnă că nu trebuie să ajuți pe cineva. Nu înseamnă că nu trebuie să întrun pe cineva. Fiind într-o zi în farmacie, am spus așa, domnule, de ce mut eu medicamentele astea de pe un raft pe altul? Ar trebui totuși să pun în valoare ceea ce sunt eu ca om. Iar într-o zi a venit o doamnă care m-a întrebat dacă doresc împreună cu doamna președintă să colaborez cu școala sanitară pozițională Sanity. Și a fost cel mai important pas pentru mine, pentru a-mi pune în valoare evoluția, pentru a arăta oamenilor contrar față de doamna profesoară, că eu sunt un pic cu zâmbetul pe buze și mai indulgentă, dar asta nu înseamnă că indulgența e un lucru rău, ci indulgența pentru un asistent de farmacie, pentru un farmacist care nu lucrează exact cu bolnavul, nu-i dă un diagnostic exact, trebuie în primul și în primul rând să-l susțină pentru a nu intra într-o stare de panică.
Deci pacientul care este în farmacie, până la momentul de a suna la 112, trebuie ajutat și susținut din punct de vedere psihologic. Iar cu această ocazie mulțumesc tuturor și dumneavoastră mulțumesc că mi-a dat ocazia și sunt deschisă pentru un proiect și că tot ați spus să fie o echipă prin care asistentul de farmacie să înțeleagă pacientul și cu ajutorul dumneavoastră să facem acest lucru. Mulțumesc! Rămâneți aici, doamna profesor, o invit alături de noi pe doamna profesor Gabriela Pamfile, profesor de chimie, și doamna de 2 ani este în echipa noastră, o să spun echipa în Aslan, acum Sanity. Mulțumesc, doamna profesor! Chiar dacă proiectul dumneavoastră din acest an este plin, ocupat, eu vă las încă să vă mai gândiți, da? Îmi doresc să rămâneți în echipa noastră, oricât de ocupat ați fi. Ținem și la schimbul 3 ore, să știți că am luat această clădire, să avem dimineață, să avem după amiază și să avem și recuperări. Să știți, asta a fost secretul pentru care noi ne-am dorit această investiție, astfel încât în această locație să putem intra și ieși ori de câte ori noi dorim. Mulțumesc frumos! Stimați elevi, sunt alături aici, mai ales de toți prietenii mei, pentru că mulți dintre ei sunt părinții elevilor mei. Am interacționat cu ei în calitate de profesor la școala sanitară, interacționez cu ei, mulți sunt părinții elevilor mei. A fost o bucurie să îi cunosc, să le transmit câte ceva din cunoștințele mele. Am legat cu ei prietenii de suflet, asta pentru că și materia nu era chiar în baremul de examinare și am fost un pic mai indulgentă. Mă bucur să-i văd. Nu știu în ce măsură să pot, datorită programului, cel puțin o perioadă să continui acest proiect frumos. Vă felicit și să fiți oameni, să fiți frumoși și să vă bucurați, pentru că, într-adevăr, fericirea se naște din sănătate. Vreau să-l invit alături de noi pe domnul profesor kinetoterapeut Vlad. Vlad, nu vreau să-ți greșesc numele. Domnul profesor a fost unul din mentorii absolvenților noștri și elevilor noștri de la Banio Fiziokinetoterapie. Domnule profesor, vă mulțumesc și să știți că în acest an voi lucra la un proiect foarte amplu, foarte larg, astfel încât în această frumoasă locație pe care noi o modernizăm, lucrăm și încă vom lucra o perioadă, aș dori să aveți măcar 2 săli de banio-fiziokinetoterapie, astfel încât absolvenții noștri, elevii noștri, să lucreze cu deschidere liberă la public. Deci nu discutăm de taxe, da? Să fie un centru pe banio-fiziokinetoterapie. Avem un an frumos, un an valoros. Sunt multe înscrieri la banio-fiziokinetoterapie. Și sper că dumneavoastră și cu colegii care sunteți, nu-l văd pe colegul nostru, mai avem un domn profesor de kinetoterapie, nu știu dacă a ajuns astăzi, dar noi îl așteptăm și sper ca să putem duce acest proiect pe care eu mi l-am propus de mulți ani. Cred că ăsta a fost și scopul și intenția noastră de a deschide aceste școli, să aibă deschidere liberă la public. În primul rând vreau să vă zic bună ziua, salut, bună. Vă mulțumesc că m-ați primit în echipa voastră, chiar dacă sunt cel mai tânăr, cred, din toată echipa și ultimul venit. Vă mulțumesc din suflet că m-ați primit cu brațele deschise. Vreau să le mulțumesc și să-i felicit pe cei care au terminat anul 3 de balneo fiziokinetoterapie și să le spun că pe viitor poate vom colabora și împreună cu doamna Mocanu, ce ne-a anunțat astăzi cu acel proiect, să putem dezvolta pe cât posibil această latură, care în Onești nu este foarte dezvoltată, este foarte, foarte slab
conștientizată de persoane. Sperăm să ne descurcăm destul de bine în următorul an cu cei pe care mai avem și promit că o să depun tot efortul pe care o să-l pot da pentru a scoate ce este mai bun din acești copii. Vă mulțumesc frumos! Aici vă mulțumesc frumos! Spuneam că intenționăm să deschidem două săli pentru balneofiziochinetoterapie. Aveți aparatură modernă, ultimul tip. Vă aduc toate noutățile din țara asta, astfel încât Oneștiu să ridice la rang superior în acest domeniu. Mulțumesc frumos! Mai departe și nu știu dacă mai văd din colegii noștri profesori aici, dar dacă îi văd pe parcurs, să știți că mă duc puțin de către dumnealor, dar vreau să invit alături de noi o completare de echipă și o să încep cu doamna farmacistă Lubu, care vine aici alături de noi. Doamna va fi cadru didactic aici la noi la școală. Doamna este cu dublă specializare, va face echipă și cu Vlad, este farmacist, este kinetoterapeut, este șefa promoției de kinetoterapie de la școala Vasile Alexandrii, cu 11 ani, da, doamna profesor în urmă? 20! Doamna îmi spunea că are 11 ani de practică în domeniu, deci vreau împreună cu Vlad, împreună cu celălalt coleg al nostru, să aduceți gloria în acest domeniu la Onești și împreună cu doamna Stoica să ne ocupăm și de farmacie. Deci norma vă este întreagă, doamna Lupo, da? Mulțumesc frumos! Vreau să mai invit o colegă aici alături de noi. Doamna este asistent medical de farmacie, va veni în echipă cu fetele de la farmacie, astfel încât corpul profesoral s-a lărgit. Merg mai departe și invit alături de mine pe Nicoleta Borza. Doamna este și voluntarul Sanity de o viață, m-a sprijinit foarte mult în renovările care noi le-am avut. Pe această cale îi mulțumesc lui Cristi. Cristi, nu te invit aici, dar îți mulțumesc, da? Nu o să te fac profesor, dar Nicoleta va fi profesor nursing pe balneofiziochinetoterapie. Și diriginta clasei de balneofiziochinetoterapie anul întâi. Merg mai departe și spun că echipa s-a întregit și a invitat alături de mine pe absolventa școlii Ana Aslan Onești, Nicoleta Strat. O să vă spun că este unul dintre bunii sau cei mai buni absolvenți ai noștri, da, pe care Ana Aslan i-a adus. Pot să spun că te-am ales, Nicoleta, pot să spun că doamna profesor Ambrozi a ținut foarte tare să faci echipă cu ea, da? Doamna fiind licențiată pe AMG acum, va prelua și partea medicului, așa că tu vei face echipă și te va crește doamna cum dorește dumneavoastră, astfel încât Oneștiu să ajungă la rang superior, da? Ok, mulțumesc frumos, este emoționată. Dacă vrei să spui și tu câteva cuvinte, vreau să te audă sala. Bună ziua, în primul rând. Vreau să am mari emoții. Vreau să mulțumesc doamnei președinte Lăcrămioara Mocanu pentru sprijin, pentru încrederea acordată și mult succes cursanților! E un an greu pentru Nicoleta. Poți să spui, Nicoleta, că te-am înfiat, da? Familia ei este Sanity. Sanity este familia ta, da? Invit alături de noi pe Ramona Bârjol. Este o altă absolventă de-a noastră, care se va ocupa de cabinetul medical al dumneavoastră. Este una din fetițele bune asistente medicale generaliste pe care Oneștiu le-a adus. Un copil de nota 10. Felicitări! Fetele sunt nedormite, au muncit la reabilitare acolo, da? Merg mai departe și o invit pe doamna Liliana, nu-i place să-i se spună Lili, da? Doamna Liliana va fi secretar casier în echipa Sanity Onești, a lucrat pe partea de contabilitate, se va ocupa de sirul dumneavoastră, da? Către inspectoratul școlar.
Felicitări, Lili. Lili, astăzi poți să am permisiunea ta și vreau să ții aproape de copiii noștri ca lucrurile să fie așa cum ar trebui și la Onești. Merg mai departe și vreau să o invit pe Tatiana alături de noi, să o văd. Tatiana este forța Sanity. Ea zi și noapte a lucrat la reabilitarea acestui centru. Tatiana, îmi doresc foarte tare să faci o echipă frumoasă cu fetele noastre și toate ideile tale să fie implementate la nivel de școală Sanity Onești. Nu știu dacă acum am uitat pe cineva, mă uit așa în sală. Dragoș este sufletul Sanity, a venit detașat de la Bacău. El este din zonă, deja face parte din Onești. Domnule primar, i-am cumpărat și apartament aici în Onești. Poftim Dragoș lângă noi. El va coordona partea de administrare. Este elevul nostru, absolventul nostru de ceva ani. Pot să spun că l-am și crescut. Dragoș e sufletul Sanity. Și el este nedormit, obosit, dar astăzi nu ne lăsăm. Dragoș, mai dormim mâine, da? Am uitat pe cineva, mai avem cadre, nu sunt aici, o să le spunem de mâine din ședința de la bord și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat. Vreau să vă anunț că din acest an aveți cu profesor cu baza pe limba germană la Onești, profesor care va face deplasarea Bacău-Onești-Comănești. Este un cadru didactic de nota 10, absolventă de limba germană, germană-engleză și va face parte din echipa dumneavoastră. Nu vreau să uit Alexandra, nu o văd în sală, nu știu dacă a rămas la vatră, da? Alexandra este și eleva noastră, ea se va ocupa de cursurile de limba engleză intensiv, da? O să o cunoașteți la bord acolo. Mulțumesc frumos tuturor. Să știți că dincolo de faptul că avem o echipă superbă, aceste doamne profesori sunt cele mai bune dansatoare pe care Sanity are. Da? Oneștiu a luat loc întâi și la bancă, mă uit aici, da? La fetele noastre. Așa că, doamnele diriginte, după ce vă preluați clasa începând de mâine, să le învățați dansuri, da? Avem balul bobocilor la sfârșit de octombrie și având în vedere că acum sunt director la Onești, da, eu sunt director, mi-am luat apartament, domnule primar, aici, da, să știți, și vreau să luăm misul și misterul la Onești. Ce spune doamna profesor? Luăm? Luăm, da? Da? Luăm anul ăsta, aducem gloria la Onești. Eu o să lucrez la asta, fiindcă sunt bună la dansuri, să știți. Mulțumesc frumos! Vreau să invit alături de noi niște copii extraordinari și nu vreau să trec peste acest lucru. Îl invit pe Silviu Popa, George. Este cel mai bun voluntar pe care l-am avut. Este absolvent de balneofiziokinetoterapie. Zi și noapte a stat lângă clădire, a muncit cot la cot cu Nicoleta și cu Ramona. Cred că s-a îndrăgostit de ele, să știți. Felicitări, Silviu, pentru tot ce înseamnă școala noastră. Vreau să invit alături de noi pe Alina Dovleac. Parcă am văzut-o. Alina Dovleac este una dintre absolventele cele mai bune. Toate sunt extraordinare. Dar Alina, cred că a bătut un pic recordul și la examenul de absolvire. Îți mulțumesc pentru tot sprijinul acordat. Este absolventa noastră. Îți promit că în cel mai scurt timp vei lucra în farmacie, după ce cea mică se mai zburătăcește, da? Felicitări! O să fim alături de mine pe un om extraordinar, pe care, cum să, dacă era părintele, spunem, e un dar de la Dumnezeu. Este vorba de Maria Ienache. Este o absolventă cu un parcurs extraordinar de frumos. Să știți că m-am emoționat când vorbesc de ea. Ea s-a înscris la farmacie, nu s-a regăsit la farmacie, a intrat la asistent medical generalist din anul 2 prin diferență
și a terminat cu 10 pe linie. Ce spuneți? Așa cum spunea ea, sunt mamă, dar ia să vă spună ea. Bună tuturor! Eu recomand cu drag această școală, deci dacă este primul an, e un loc sigur în care sunteți. Sunt niște domn profesori minunați. Eu vreau să-i mulțumesc doamnei profesor maestră Ambrose, care este un om foarte strictă, cu reguli foarte bune și ajută. Deci dacă sunteți aici, sunteți în locul care trebuie. Mie mi-a fost greu, am avut și am doi copilași mici, dar așa, printre picături, am venit și la școală, am fost înțeleasă, am fost ajutată, am fost îndrumată și doresc tuturor să termine ce au început și să aibă un loc de muncă. Și faptul că școala oferă posibilitatea unui loc de muncă sigur în străinătate e ceva deosebit. Deci nu cred că sunt alte școli să facă pasul ăsta. Ai o diplomă de asistent, vii la doamna președintă și îți găsești un loc de muncă. Este ceva deosebit și din școala. Și tuturor profesorilor care au fost și sunt în continuare cu OSANI. Nu o văd pe Adriana Roșcan. Dacă este aici, o rog frumos să vină lângă mine. O felicit pe tot parcursul ei, pe tot parcursul celor 3 ani. Este absolventă de asistent medical de farmacie. Ea îmi spune mereu o poveste, să știți, doamna președintă, că eu sunt o fată modestă, dintr-o familie modestă, o fată ambițioasă și astăzi are o lună de zile de când a absolvit comedie foarte frumoasă și astăzi este angajată într-o farmacie și o felicit foarte tare. Deci nici măcar 30 de zile de la absolvire și Adriana lucrează. Te felicit, Adriana, ești ambasadorul nostru în Onești și te rog să duci sloganul Sanity acolo unde este locul. Mulțumesc frumos! Merg mai departe și vreau să o invit aici pe Vera. Vera este un copil deosebit. Este un copil de, eu îi spun de 10, ea zice, doamna președintă, n-am decât 9-90. Ce spuneți? Este ea de 9-90? Este una dintre cele mai bune elevi ale noastre. Nu știu de unde vine, ea spune, sunt de la Chișinău, am făcut liceu în Onești, sunt oneșteancă, nu știu exact ce-i cu ea, dar știu că este foarte bună și foarte frumoasă. Ce spuneți? V-ar plăcea așa o asistentă medicală? Felicitări, Vera, ești emoționată și eu te felicit, fiindcă ești foarte, foarte ambițioasă. Bravo! Nu vreau să uit pe nimeni, vreau să-l invit alături de noi pe Maricel. El este absolventul nostru, este fotograful nostru, este un om deosebit, este un absolvent de nota 10. Și a terminat baniofiziokinetoterapie și este unul dintre cei mai buni voluntari pe care i-a avut Oneștiu. Bravo, Maricel! Nu știu dacă am uitat pe cineva acum, în acest moment. Toți copiii noștri sunt deosebiți. Nu mai spun fetele mele care deja sunt angajate, Nicoleta și cu Ramona, dar vreau să vă invit pe șefa de promoție de la Onești, pe Cătălina. Ea este o voluntară extraordinară. Este un om deosebit. Este elev acum, în anul 3, balneofiziokinetoterapie. Și mi-a spus, doamna președintă, mie îmi place sinceritatea. Am învățat foarte multe lucruri aici, am întâlnit o familie, am și câteva goluri, vreau în acest an să le acoperim și eu și colegii mei. Cătălina, ți-am adus cei mai buni profesori, vreau ca acele goluri să nu mai existe, da? Și a fost numită și a fost aleasă șefa de promoție de la Onești, la bordul care a avut loc, ea a preluat cheia succesului, de aici, de la dumneavoastră, și vreau să o ducă cu mândrie. Este în anul 3 și va fi unul dintre cei mai buni specialiști, vă spun sigur. Mă întorc la Maria Con și vreau să vă spun ceva, domnule primar. Acest om de nota 10
Îmi spune așa, eu am rugat-o să vină în școală și am spune, doamna președintă, eu voi fi ambasador în spitalul din Onești. Voi fi un ambasador, asistent medical generalist și promit că o să vă duc ștafeta acolo unde este locul, dar, pun o condiție, vreau și eu două cursuri la școala noastră. Ce să spun? Aici cu agenda. Îți mulțumesc, Maria, și ea deja s-a apucat de învățat. Să știți că stă pe site-ul spitalului, învață toată bibliografia, ea deja știe și secția unde va lucra. Ce spuneți dumneavoastră? Are doi copii minunați, spune, mi-i dau la cămin, renunț la creștere de copil, fiindcă vreau la spitalul Onești. Deci puneți acolo o vorbă, domnule primar, e foarte bună. Deci ea va fi următorul manager la spital. Când este doamna doctor Secară la pensie, deci ea va fi managerul spitalului. În încheiere vreau și eu să spun câteva cuvinte. Sigur, vă rog frumos. În încheiere am spus. În încheiere, da, sigur. Avem mulți copii minunați aici în sală. Nu vreau să uit pe nimeni, eu iubesc pe toți, sunt toți la fel. Nu vreau să-l uit nici pe Iulian. Iulian, hai aici la mine. Dar vreau să-ți iei și voluntara mea. Ea a venit astăzi cu un breloc Sanity la mine, drept răsplată pentru voluntariat și că am primit-o în echipa Sanity. Iulian a fost un voluntar extraordinar de frumos. Este un exemplu extraordinar al școlii noastre. El s-a ocupat de partea publicitară în Târgu Ocna, însoțit de această frumoasă domnișoară și au lucrat și la brelocul Sanity. Să știți, astăzi l-am primit. Iulian, ai vrei să spui două cuvinte? Hai să încercăm. Bună ziua, în primul rând. Vă mulțumesc că mi-a acordat 5 minute. Ce zic, urez succes noilor cursanți și vă spun din propria experiență că nu aveți ce pierde. Mulțumesc tuturor, vă mulțumesc dumneavoastră. Dacă mai sunt întrebări, suntem aici să vă răspundem. Avem întrebări în sală, avem părinți care vor să adreseze întrebări. După cum bine știți, în fiecare lună, în fiecare an, în luna mai, penultima săptămână din luna mai, la nivel de Bacău, se organizează conferința medicală cu participare internațională. Avem câteva serii. Câte avem, domnul doctor, de conferințe? Nu mai știu numărul lor. Șase conferințe. Dumneavoastră veți fi acolo. Noi organizăm o conferință medicală cu participare internațională în care dumneavoastră veți fi ambasadorii care veți pleca pe schimb de experiență, în schimb de practică, că doriți sau nu doriți să plecați în afară. Eu doresc foarte tare să participați la acele cursuri gratuite, engleză, germană, neo-irlandeză pentru Belgia, și dacă vă regăsiți acolo, eu vă ajut să plecați prin contract cu școala. Dacă nu, să fiți ambasador aici, dar să știți că o altă limbă străină, dincolo de ceea ce știți dumneavoastră, ne-ar ajuta pe fiecare, chiar dacă ar fi să facem un concediu. E un curs gratuit. Vă rog să aveți deschidere, să veniți în fiecare săptămână aici la Onești la aceste cursuri. Este un lucru extraordinar și vreau să faceți parte din el. Vreau să-i mulțumesc lui Mihai Zazu, este prezent aici în sală. El este absolventul nostru de acum două serii, un copil foarte bun, un absolvent extraordinar. Mi-aș dori să treacă pe specializare. Regret că Mihai pleacă, am înțeles, cât de curând, în afară, fiindcă noi, domnule primar, avem câteva tiruri de donații pe care vrem să le facem la nivel de Onești și în jurul Oneștiului, pentru oameni care chiar au nevoie de noi, pentru cei care au mai multă nevoie ca noi, iar acești voluntari din fața dumneavoastră, care au participat an de an, deci nu este prima dată, ei se ocupă de câteva familii, an de an, și la Paști, și la Crăciun, și la orice sărbătoare, din bănuții lor au donat,
astfel încât acele familii să poată să aibă un trai decent. Mulțumesc frumos! De mâine ne adunăm la bază și vedem proiectul pentru tot ce înseamnă acest an școlar. Domnii dirigenți o să vă preia. Avem Consiliul de Administrație. Noi am gândit să ne vedem astăzi, urmând ca mâine să ne vedem în Consiliul de Administrație, să ne stabilim regulile și după care la cursuri. Aveți dimineață, aveți după amiază, aveți și recuperări, astfel încât toți cei care doresc să învețe această specializare, fie ca și profesie, fie pentru sufletul dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, sunteți așteptați. Am venit cu o sponsorizare, noi finanțatorii, către 15 absolvenți de liceu care au o situație și o anchetă socială sau adeverință de la primărie, să-și găsească rândurile la bursă la Școala Sanitară Post-Liceală Sanity Onești. Adresa este la dumneavoastră, cred că a ajuns la departamentul care trebuie. Noi îi așteptăm, astfel încât cei care doresc să vină să învețe o meserie. Eu sunt profesor universitar la bază, să știți că aici o să aveți și un centru universitar. Astăzi nu am venit pentru asta, mediul universitar va începe la 1 octombrie, o să discutăm și despre aceste proiecte, dar dincolo de școala sanitară aveți 40 de proiecte acreditate cu deschidere la public, cu deschidere pentru cadrele didactice din Onești. Foarte multe din aceste cursuri sunt și gratuite. Invităm cadrele didactice pentru acele cursuri, doamna profesor, pentru acele credite, pentru acele număr de ore care nu sunt necesare nouă ca și cadre didactice. Vă mulțumesc frumos! Dumneavoastră, în primul rând, Oana, nu te-am uitat, ești un om special, un om de echipă, vino lângă noi. Cred că ar fi trebuit să spun de multe persoane de aici, dar acum, un pic privind în sală, mă gândesc la cei care au sărit și săptămâna asta, și săptămâna trecută, și mereu, ori de câte ori eu am strigat. Oana, îți mulțumesc și public. Vreau să le implementăm și la Onești. Ea vine din Târgu Ocna, la navetă, are 2 copii minunați, aveau febră 38, iar ea stătea la publicitate. Mulțumesc, Oana! Nu vreau să închei înainte de a da cuvântul domnului primar, că spunea că da, vreți să ne mai spuneți lucruri. Să știți că noi ne putem aduna la școală, acolo socializăm, schimbăm, ne cunoaștem și Bacău și Oneștiu și Comăneștiu. E un schimb de experiență și mai stabilim reguli. Domnule primar, vă rog. Mulțumesc. Dar n-aș fi vrut să plec fără să închei într-un ton optimist. În primul rând, se poate observa cu ochiul liber ce atmosferă frumoasă este aici la dumneavoastră, la Sanity. Vă simt din afară ca o familie, dar vreau să închei în modul următor. Am o soră care la bază este asistentă medicală. Înainte de 89 era o școală sanitară la Bacău, a frecventat acele cursuri și imediat după Revoluție s-a angajat la Spitalul Municipal Onești. De ce vă spun toate lucrurile acestea? O să vedeți la final. După ce s-a angajat la Onești, a trebuit, legea obliga să urmeze cursurile unei școli post-liceale, cu toate că absolvise liceul sanitar. A făcut și lucrul acesta. Continuând să lucreze la Spitalul Municipal din Onești, după care, unde e Mihai, îl văzusem prin sală, nu-l mai văd. Mihai, da. După care a urmat un program de voluntariat în Africa. Cred că vreo 5 ani de zile, în vreo 3 țări din Africa, unde a câștigat foarte puțin și unde a dobândit cu ghilimele de rigoare și câteva boli destul de riscante, transmisibile în acea zonă, țări cu risc. Ei, iată că a învățat, a fost foarte, foarte determinată, ambițioasă și acum este asistent universitar la Oxford, doctorant la Oxford, trăiește acolo, predă la elevii.
vreau să vă spun că și eu, ca mulți dintre dumneavoastră, provin dintr-o familie modestă. Adică mama mea a lucrat undeva la termocentrală ca și tatăl meu. Atenție, cantaragiu, cântărea vagoane. Tatăl meu maestru. Nici neamuri nu avem foarte bogate. Mama din Tulcea, tata de pe la Ghimeș. Așa că să știți că se poate. Totul stă înăuntru dumneavoastră și aici și aici. Să știți că nu m-a ajutat aproape. Familia m-a ajutat, bineînțeles, susținându-mă să-mi urmez cursurile facultății, Facultatea de Construcții din București, după care, cu foarte multă perseverență și ambiție, am devenit ceea ce sunt astăzi. Și mulțumesc, în primul rând, familiei, mamei mele, tatăl nu mai e. Și lui Dumnezeu, să știți că foarte greu am obținut și eu ceea ce sunt astăzi. Mult, cu multă muncă. Foarte multă muncă, foarte multă ambiție, de multe ori mușcă din dinți. Să știți că să fii persoană publică este foarte, foarte greu în zilele astăzi, când pe internet toată lumea te dă așa prin făină sau să nu mai spun prin ce și suporți faptul că ești membru unui partid politic. Da, haideți să nu facem politică, eu vreau să închei prin a vă spune că să știți că aveți puterea să mergeți mai departe și să deveniți exact ceea ce vă doriți. Propuneți-vă să ajungeți undeva sus. Nu vă propuneți, eu știu, un target din acesta intermediar. Munciți mult, fiți serioși, iar o condiție foarte, foarte importantă, să fii foarte serios. Când trebuie să spui nu, să ai puterea să spui nu, și când trebuie să spui da, să ai puterea să spui da. Eu continui ca și dumneavoastră să învăț. Învăț foarte multe de la tot felul de oameni. De asta e foarte important să discutați și să fiți foarte deschiși. Poți să înveți niște lucruri excepționale de la niște oameni de la care în principiu nu te aștepți să înveți spre nimic, să zic. Oameni simpli, oameni de la țară, muncitori sau oameni fără ocupație, dar care îți pot da niște lecții de viață cu totul speciale. Eu doresc să închei. Vreau să mă duc și eu alături de familie să petrec duminica. Vă urez multă sănătate, succes și sper ca ceea ce am vorbit eu acum în încheiere să luați în considerare așa cum trebuie și să nu analizați în profunzime ceea ce am spus, ci să vă gândiți la dumneavoastră mai mult decât la ceea ce am spus eu și anume că se poate. Mult succes tuturor și vă felicit pentru organizare. Vă mulțumesc mult și mulțumesc. Știți că două lucruri aș vrea să vi le mai menționez. Am omis și eu, am omis și doamna inspector. În acest an noi am fost centru unic de examen pentru tot ce înseamnă sistemul sanitar din Bacău. Bacău, Onești, Comănești, deci toate școlile sanitare au avut centru de corectare la Sanity Bacău. Deci suntem un centru mare, un centru serios, astfel încât Ministerul, Inspectoratul Școlar a venit cu această propunere și toate școlile, fie Davila, fie Eminescu, fie FEG, au fost de acord ca centru de evaluare în acest an să fie Sanity. Și a fost o experiență foarte frumoasă, de care sunt tare mândră și aș mai vrea să vă mai spun un lucru. Să știți că noi facem cu mândrie și în fiecare an mărim numărul de locuri. Avem 60 de copii pe care școala noastră îi finanțează, copii fără părinți, copii bursieri, copii de nota 10. Nu vă mai spun, mama a murit la 38 de ani de cancer, tata o crește cum poate el, iar acest copil este la Bacău cu 10 pe linie. A fost și nu numai ea. În acest an am avut o altfel de experiență. Am mers la adresa primisă de către Inspectoratul Școlar, la olimpiadă pe specialitate, pe nursing, la Zalău, unde copiii noștri au luat cele mai frumoase premii. Și suntem mândri de asta și o facem cu mândrie, astfel încât am spus și domnilor de la Inspectoratul Școlar, vom fi centru olimpic pentru tot ce înseamnă nursing în fiecare an. Deci, începând din acest an, doamna profesor Ambrozii este severă, o rog să fie și mai severă, astfel încât să scoată specialiști, da, de pe mâna dumna ei, astfel încât cu mândrie să spuneți că și doamna, și doamna, și doamna au fost profesorii dumneavoastră. Așa cum spunea și domnul primar,
Noi și noi învățăm în fiecare zi, chiar dacă avem doctorate, chiar dacă avem 100 de diplome acolo puse, să știți că fiecare dintre noi ne pregătim și învățăm chiar și de la dumneavoastră foarte multe lucruri și ne adaptăm acestor tineri, acestor oameni extraordinar de frumoși și din această sală și de oriunde, fiindcă numai așa putem să creștem. Mulțumesc frumos! Acum chiar o să mă retrag, dar vă spun că am și așa o strângere de inimă și vă spun și de ce. M-aș fi așteptat ca la această întâlnire, nu știu dacă a fost invitat, dar să fie prezenți și cei din conducerea Spitalului Municipal Onești. Eu am reținut ceea ce mi-ați spus dumneavoastră, să știți că răspund de obicei la provocări și mi-asum ceea ce fac. Dar totuși să știți că Primăria Municipiului Onești a pus la dispoziție cred că 6 apartamente de serviciu pentru doctorii ce lucrează în municipiul Onești, la Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești și nu sunt din Onești. Și nu e un lucru puțin. Am investit în ultimii milioane de euro împreună cu Consiliul Județean, iar cred că în maxim 3 săptămâni de zile vom semna un contract Primăria Municipiului Onești, a cărui spital, să zic, îi cade în sarcină și Agenția de Dezvoltare Nord-Est cu Ministerul Dezvoltării, un contract de 6,5 milioane de euro pentru a moderniza în continuare spitalul. Cred că se vede cu ochiul liber că s-a modernizat multe secții de la Spitalul Municipal, ceea ce vine și în ajutorul pacienților și în ajutorul medicilor, s-au cumpărat echipamente. Cred că centrul de primiri urgențe de la spital arată așa cum ne-am dorit cu toții, dar trebuie să umblăm la calitatea actului medical și mai ales la modul cum cei ce lucrează în Spitalul Municipal se, relaționează cu pacienții. Aici e o mare problemă și aici vreau să fiți dumneavoastră atenți, pentru că de aici trebuie să porniți. Omul are nevoie de afecțiune, de atenție, de empatie. Avem o problemă în acest sens și încă o dată spun. Plec de aici și cu puțin cu inima strânsă. Îmi pare rău că nu e nimeni de la spital. Mă refer din cadrele de conducere prezent. E o bulină neagră pe care o au astăzi din partea mea. Vă mulțumesc, la revedere! Eu o să vă dau răspunsul imediat. Aici, alături de noi, avem plancheta și vreau să ajungă la doamna manager ca și drept de recunoștință și de mulțumire pentru parteneriat de succes. Am aici plancheta pentru doamna profesor Dorica Șerban, căreia îi mulțumesc, a fost profesor la noi, mi-a spus că este în concediu, încearcă să ajungă, este șefa de la sindicat. Am aici plancheta pentru domnul doctor Maran, care a fost în echipa noastră, mi-a spus că este de gardă. Am plancheta pentru domnul doctor Siriah, mi-a promis că lăcrămioara voi ajunge, nu știu dacă este acum în sală, dar dacă este vreau să-l salut. Am plancheta pentru toți cei care au fost și sunt colaboratorii noștri și cu care noi avem un parteneriat de succes. Tot Spitalul Municipal are 4 directori. Cred că ar fi fost potrivit măcar unul dintre dânsii să fie aici, pentru că așa cred eu că ar fi fost normal. Dar în fine. Mulțumesc frumos domnului primar și eu vreau în continuare, dacă aveți întrebări, eu cred că răspunsurile la întrebări le putem da și la un pahar de suc, la un pișcot, la o cupă de șampanie. Vă invităm la sediu să țineți cont că de lucru mai avem. Am vrut să deschidem astăzi, că degeaba am fi deschis peste o lună, nu este la fel. Cu bune și cu rele, avem voluntari în sală, așa că noi de mâine ne adunăm rândurile și vom continua lucrarea pe care am început-o. Eu știu că acel sediu extraordinar de frumos nu ne este suficient. Avem încă parteneriatul și cu colegiul Petru Poni și țin să-i mulțumesc pe această cale domnului director Podaru, Adrian Podaru, care mi-a spus că astăzi are un eveniment, de asta nu a ajuns, are și dumnealui diploma noastră de mulțumire și îmi doresc foarte tare să continui proiectul și investiția la nivel de Onești. Noi am vrut să vă arătăm că rămânem în Onești, suntem în Onești, suntem cetățeni ai Oneștiului. Mulțumesc frumos! Vă invit la sediu, cei care doriți și cu mult drag socializăm acolo. Mulțumesc frumos și din nou un an bun să avem!